Domnule George Șerban, o importantă colecție de stampe la Muzeul Național al Literaturii Române. Da, este a patra expoziție pe care eu o fac de stampe japoneze în 3 ani. Avem încă una la Oradea. Este numai o secție, să spunem așa, din zona stampei japoneze, Teatrul Kabuki. Sunt acolo 110 lucrări și vor sta până în iunie. Este și ambasada Japoniei implicată în acel proiect. Aici avem, să spunem așa, toate cele 5 mari teme ale stampei japoneze, așa cum eu le-am identificat de-a lungul timpului, prin studiu sau de la expozițiile pe unde am fost în toată lumea asta. Și anume, avem partea istorică, unde vorbim despre ce a însemnat această epocă Edo. Noi ne referim doar în această expoziție la arta ukiyo-e, care s-a născut în epoca Edo, 1603-1868. Prin urmare, avem partea de istorie, avem partea de femei frumoase și curtezane, iar în spate avem partea de peisaj. Și am adus în expoziție aici doar 2 mari artiști, Hokusai și Hirohige. Avem de asemenea vitrine cu cărți originale, Hokusai, celebrele manga, și avem o vitrină cu curtezane de asemenea. Ele sunt puse în paspartu, pentru că, vedeți, locul nu este atât de generos. Și avem încă o vitrină foarte frumoasă cu imagini ale poeților secolul 17 și 18. Și pentru prima dată în România o să vedeți expuse 2 lucrări Moronobu. Este artistul care în 1660 a realizat aceste 2 portrete de poeți. El este primul artist care a experimentat xilogravura în arta japoneză, mai ales în ceea ce privește ilustrarea cărților. Importanța acestei expoziții mă trimite cu gândul, dincolo de faptul că rivalizați cu marile muzee ale României, cel puțin, ci că pur și simplu această expoziție ar fi fost menită să existe într-o instituție muzeală. Instituție muzeală de artă. Ați pus punctul pe ei. Eu aici am venit și am găsit un spațiu, dar am găsit niște oameni deschiși. Director actual, domnul profesor Cristescu, am colaborat excepțional și am găsit un spațiu care nu se preta la ce facem noi, dar atunci l-am amenajat. Cum ne-am plimbat puțin, ați văzut. Mai avem de lucru la lumini, le-au pus recent, nu se reglează bine, dar pentru mine e important e proiectul, pentru că acest proiect deja este cerut în țară de 4 muzee, iar afară de 2. Prin urmare, eu aici am încercat să prezint arta japoneză ukiyo-e în toată splendoarea ei, să spunem așa, cu ce am eu în colecție, bineînțeles. Am o colecție de 1800 de stampe. Probabil, deci de asta și spuneam că rivalizați. E probabil cea mai importantă colecție de stampe cu muzeele din România. Da. Și am făcut în 3 ani 4 expoziții că pot să fac asta. Prin urmare, avem în continuare o sală specială cu Teatrul Kabuki și încă o sală specială cu Shunga. Este prima dată în România când avem o expoziție Shunga. Aș vrea să punctez un lucru. Aici noi vorbim de arta japoneză, vorbim de ceva care e de nivel mondial, ceva care pe plan mondial înseamnă foarte mult. Marele muzee ale lumii, începând din Japonia, Muzeul de Artă Boston sau British Museum, o să vedeți cataloge pe aici că le-am adus, dețin colecții foarte importante. Noi, în România, avem la Academia Română și la Muzeul de Artă, cum bine știți, colecții de aproximativ 1000 de lucrări, din donații, de la Cantacuzino sau Oprescu sau Gheorghe Băgulescu, cam atât. Și s-au făcut niște evenimente, doamna Bradă la muzeu, tot respectul și apoi, cum se spune, a făcut vreo 5-6 evenimente după 90, importante. La Biblioteca Academiei Române, de asemenea, am lucrat cu doamna Cătălina Macovei, m-am implicat și eu, adică am sponsorizat câte ceva, au făcut și ei câteva expoziții.